invitația partenerilor și prietenilor noștri americani și, evident, pe principalul subsecretar adjunct, ambasadorul Derek Hogan, un foarte bun prieten al țării noastre, care, în fond, a revenit acasă cu ocazia acestei vizite și, evident, echipa colegilor noștri americani care lucrează cu noi zi și noapte pentru consolidarea democrației, rezilienței, securității noastre comune. Astăzi găzduim reuniunea la nivel înalt, de nivel înalt a dialogului strategic Republica Moldova-Statele Unite ale Americii. Relațiile dintre statele noastre nu au fost niciodată mai puternice și apreciem enorm acest lucru. Este un lucru de care toți cetățenii Republicii Moldova beneficiază. Frecvența întâlnirilor la nivel înalt, inclusiv întrevederea recentă a doamnei președinte Maya Sandu cu domnul președinte Joseph Biden, demonstrează angajamentul comun față de consolidarea parteneriatului strategic dintre țările noastre și, evident, și vizita doamnei președinte la Washington în decembrie anul trecut a facilitat și a avut un impact enorm pentru dinamica relațiilor noastre. În cadrul dialogului de astăzi ne vom axa pe patru categorii de subiecte importante. Avem patru grupuri de lucru între Statele Unite și Republica Moldova pe care lucrăm. Lucrăm împreună pentru consolidarea statului de drept și a bunei guvernări, lupta împotriva corupției. A doua categorie de subiecte ține de securitatea și apărarea noastră și stabilitatea regională. Ele ține de cooperarea comercial-economică între țările noastre și tot aici sunt incluse și subiectele ce țin de securitatea și reziliența energetică, atât în plan regional, cât și evident în țara noastră. Și un al patrulea grup de lucru care va avea prima sa reuniune în format de plin ține de diplomație publică și dezvoltarea legăturilor între societățile noastre. Și aici ne vom axa pe lucru comun pe subiecte ca cum este comunicarea strategică și salutăm cu această ocazie și revenirea Corpului Păcii în Republica Moldova, care va avea loc în curând. Colegii din mai multe instituții din țările noastre sunt prezente în cadrul acest dialog, care se va derula pe parcursul zilei de astăzi. Reuniunea precedentă a grupurilor de lucru a avut loc la Washington, în prezența secretarului de stat Antony Blinken și coprezidat de mine acum aproape un an, în luna aprilie anul trecut. Între timp, acest an știți că a fost un an foarte dramatic pentru regiunea noastră, pentru țara noastră, dar a fost și un an în care am reușit să obținem mai multe succese în plan extern. Am obținut statutul de candidat la aderare la Uniunea Europeană, am reușit să avansăm pe calea reformelor și consolidării democrației și statului de drept. Și în următoarea etapă avem și planuri foarte ambițioase în plan extern și pentru anul care vine. Această ocazie este și un moment important și o ocazie pentru a mulțumi prietenilor noștri americani pentru sprijinul esențial acordat de Statele Unite țării noastre în contextul agresiunii Federației Ruse împotriva Ucrainei, inclusiv pentru asistență financiară în valoare de peste 300 și ceva de milioane de dolari, care a fost oferită pentru a minimiza și reduce impactul negativ al acestui război asupra țării noastre. A fost anunțat recent și de doamna președinte și ambasadorul Loxdon un nou pachet de asistență pentru Republica Moldova în valoare de 300 de milioane de dolari, care va fi investit predominant în domeniul energetic în anii următori și această investiție ne va ajuta să ne fortificăm reziliența noastră energetică și să putem asigura în continuare electricitatea, luminile și căldurile în casele noastre. Apreciez în mod deosebit vizita în țara noastră și al generalului major William Hartman, comandantul Forței Naționale a SUA pentru misiuni cibernetice, care reprezintă o dovadă a angajamentului ferm al SUA de a sprijini eforturile noastre în domeniul securității cibernetice, dar evident cooperăm cu mult mai multe instituții, avem aici reprezentate foarte multe instituții din Statele Unite. Mă bucură enorm și prezența doamnei Laura Cooper, adjunct secretar de stat al apărării din Statele Unite,
Și care ieri, din nou, este ocazie să salutăm, a semnat împreună cu Ministrul Apărării Anatolii Nosatăi și un concept bilateral care oferă un cadru de sprijin pentru reforma instituțională și dezvoltarea capacităților noastre în acest domeniu. Cu această ocazie salutăm și mulțumim Statele Unite, Departamentul de Control al Activelor Străine, al Trezoreriei, sancționarea a 9 persoane și 12 entități angajate în acte de corupție și tentative de destabilizare a țării noastre. Și iată, cam acestea sunt, este contextul în care pornim, dar acestea fiind spuse, din nou este o ocazie bună să luăm act și să mulțumim partenerilor noștri din Statele Unite pentru angajamentul de lungă durată în sprijinul democrației, libertății, europenității țării noastre. Vom continua să lucrăm împreună pe toate aceste subiecte și sprijinul și prietenia Statelor Unite ne ajută în Republica Moldova să asigurăm în continuare pacea, stabilitatea, calmul și reziliența noastră în foarte multe domenii. Dragă Derek, vă ofer și dumneavoastră cuvântul și, după cum spuneam, bine ai revenit la Chișinău. Mulțumesc. Bună ziua, este o plăcere foarte mare pentru mine să revin acasă, eu mă simt așa și pentru a începe acest dialog strategic atât de important pentru noi, pentru țările noastre, este o deosebită plăcere. Eu am de continuat în limba engleză, dar eu vreau să vă mulțumesc încă o dată domnul ministru, prietenul meu, pentru această oportunitate. Sincerely, this is a pleasure to be part of such a delegation from so many agencies in the United States coming here to reinforce, to develop, to deepen our relationship with the Republic of Moldova. Senior representatives from USAID, from the Department of Defense, multiple bureaus within the State Department who play an essential role in the strengthening of our bilateral relationship, all took time out of their schedules to be here. And I just want to thank you. Thank you so much for taking this time. It is so good to be home. It's so good to be back with all of you. When I left Moldova in July of 2021, our relationship was already on firm footing. We had witnessed historic change in this country. We had witnessed an incredible desire, determination to move more firmly into the Euro-Atlantic community. And so being here at this time, of course, I've had the opportunity to work on the relationship in my current position, but being back here, I can feel that I can see the progress that has been achieved. And the United States is proud to be a partner in all of this. I can tell you that when the Moldovan people chose a bold path towards European integration and a commitment to countering corruption and advancing rule of law reform, we stood with them in strengthening democracy. When Russia launched its unprovoked, full-scale invasion of Ukraine, we stood with the Moldovan people as they opened their doors to hundreds of thousands of refugees. When a global pandemic and Putin's war severely impacted Moldova's economy, we stood with Moldova in finding new export markets and helping entrepreneurs thrive. No matter the challenge, the United States will continue to stand together with Moldova. During his last speech in Warsaw, President Biden recognized the resolve of the Moldovan people to live in freedom and advance Moldova's progress towards EU membership. This resolve and the hard work done by so many in this room today earned Moldova EU candidate status and the opportunity to build a brighter future among the countries of Europe.
Defending that brighter future has never been more important as we grapple with the devastating impacts of Russia's brutal war against Ukraine, the largest war in Europe since World War II. We recently marked 1 year since Putin launched his full-scale invasion of Ukraine. Despite Russia's brutal assault, Kyiv stands strong as Ukraine defends its country and its identity. Putin's war has created severe consequences in Moldova. We commend the Moldovan government and the Moldovan people to their commitment to ensuring peace, stability, and prosperity among the challenging regional security situation, amid the challenging regional security situation. And while managing the impacts of Russia's brutal war, despite these challenges, you have continued to advance reforms, to improve the economy, and to strengthen Moldova's democracy. To support you in these efforts, the United States has already provided nearly $320 million in assistance to Moldova since February of last year, and plans to provide an additional $300 million, as the Foreign Minister just mentioned, with the support of Congress, to help address the energy crisis, to strengthen energy security, and advance Moldova's energy transition. Between our governments, we have forged closer ties through high-level engagement, including the recent meeting of Presidents Biden and Sandu, as well as the President's meeting with the Secretary of State Blinken on the margins of the Munich Security Conference, and of course, President Sandu's visit to Washington just this past December. We look forward to continue our cooperation with Prime Minister Răcean and the government as they carry forward Moldova's reform agenda and accelerate economic development. And through the thousands of Moldovans participating in U.S. exchange programs in our robust North Carolina state partnership, our countries have developed strong bonds of friendship and cooperation. Over the past year, many around the world have come to discover what I have long known to be true. Moldova is a country with a big heart and an incredible people. As we begin our strategic dialogue today, I'm honored to return here and celebrate the U.S.-Moldova partnership. Thank you very much. So the media is going out. Okay. And we will sit on this. Okay, so we'll very good. So we'll give them a few minutes. Okay. How many working groups you have with? Okay. Turn out the meat. So we go. Yeah, we'll go.